Sărutuna, bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. Cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire dispoziției numărul 470 din 20.04.2016, prin care se convoacă Consiliul Local al orașului Târgu Neamț în ședință ordinară pentru ziua de astăzi, ora 10, în sala de ședință a Consiliului Local al orașului Târgu Neamț. Înainte de a da citire ordinii de zi, vă rugăm pe doamna secretar să facă prezența. Bună ziua! Ședința este legal constituită. Din 19 consilieri sunt prezenți 16. Absentează domnul consilier Bursan, doamna Chidovăci, domnul Cosma Damian. Odată cu materialele de ședință, ați primit și procesul verbal din 31 martie. Dacă sunt discuții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate pentru. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a da citire ordinii de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 1 aprilie 2016. În comisie l-am votat pe domnul Boca Doinel. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparație urgente la locuința din fond locativ situată în orașul Târgu Neamț, strada Mărășești, numărul 28B, chiriașă Năstase Iolanda. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparație urgente la locuința din fond locativ situată în orașul Târgu Neamț, strada Mărășești, numărul 24, chiriașă Mandache Lidiana. 4. Proiect de hotărâre privind eșalonarea la plată a amenzelor conform legii numărul 207/2015 privind cont de procedură fiscală și a regulamentului privind acordarea amnestiilor la plata obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui spațiu cu destinație de cabinet medical de tehnică dentară situat în ambulatorul de specialitate al orașului Târgu Neamț în favoarea doamnei boteze Elena Claudia. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinația de cabinet medical de tehnică dentară situat în ambulatorul de specialitate al orașului Târgu Neamț în favoarea domnului State Vasile, reprezentant legal al State Vasile PFA. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în favoarea doamnei doctor Dimitriu Elvira, reprezentant legal al cabinetului medical individual doctor Dimitriu Elvira. Și 8. Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 247 din 17.12.2015. Informări, raport privind activitatea administrației publice locale a orașului Târgu Neamț pentru anul 2015. Întrebări, interpelări. Nota suplimentară 1. Avem 3 proiecte. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu prin închiriere aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț situat în Bulevardul 22 Decembrie, bloc M15, parter ONG-urilor constituite în baza ordonanței Guvernului 26/2000. 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseilor parcurse de cele 3 microbuze școlare din dotarea Unității Administrative Teritoriale a orașului Târgu Neamț, precum și a cotei de carburant necesară pentru un an școlar. Și nota suplimentară 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concediului de odihnă al viceprimarului orașului Târgu Neamț, domnul Traian Umbrescu. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului colectiv de muncă pentru angajații cu contract individual de muncă din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Neamț pentru perioada 2016-2018. Și 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din orașul Târgu Neamț. Domnul președinte. A ajuns domnul consilier Cosma. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Unanimitate pentru. Dau cuvântul domnului președinte. Înainte de a da cuvântul domnului președinte, la proiectul numărul 1 s-a propus ca președinte de ședință pentru această lună domnul consilier Boca. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2, avizul pentru domnul președinte. Comisia 3. Aviz favorabil. Vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate pentru. Dăm cuvântul domnului președinte. Vă mulțumesc. Deci vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparații urgente la locuințele din fond locativ situat în orașul Târgu Neamț, strada Mărășești, numărul 28B, chiriașa Năstase Iolanda. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Dacă sunt intervenții, nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, în unanimitate, proiectul a fost aprobat.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparații urgente la locuința din fond locativ situat în orașul Târgu Neamț, strada Mărășești, numărul 24, Chiriașa, Mandache, Liliana. Adresabilă formă inițială. Comisia 3. Mulțumim, supunem la vot. Împotrivă. În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. 4. Proiect de hotărâre privind eșalonarea la plată a amenzilor conform legii numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală și a regulamentului privind acordarea îndeplinirilor la plată a obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoane fizice. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinația de cabinet medical de tehnică dentară situat în ambulatoriul de specialitate al orașului Târgu Neamț în favoarea doamnei Botez Elena Claudia. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinația de cabinet medical de tehnică dentară situat în ambulatoriul de specialitate al orașului Târgu Neamț în favoarea domnului State Vasile, reprezentat legal al State Vasile PFA. Comisia 1. Aviz favorabil în forma prezentată. Comisia 2. Comisia 3. Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în favoarea doamnei dr. Dumitriu Elvira, reprezentant legal al cabinetului medical individual, dr. Dumitriu Elvira. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. 8. Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 247 din 17.12.2015. Comisia 1. Comisia Economică dă aviz favorabil de principiu, cu vot în plen. Mulțumesc. Comisia 2. Împotriva revocării, din câte mi-amintesc eu. Aici, deci, o bătăm pentru că doamna Lucian Curian Boca pentru și Marian Lucian. Împotriva revocării. Nu? Împotriva revocării și două abțineri. Împotriva revocării. Vă rog să depășim și discutăm, dezbatem. Comisia 3. Da, mulțumim. Dacă sunt discuții, vă rog, înscrieți-vă la cuvânt. Dacă nu sunt vă rog. A fost două voturi, a fost o abținere sau două, așa este. Nu are importanță. Deci dacă nu mai sunt alte intervenții, domnul Trofin, vă rog. Deci dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog, dacă cineva dorește să mai intervină, să spună acum. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Pentru abrogare. Pentru abrogare. Pentru abrogare. Deci cine este? Exact. Sau pentru aprobarea proiectului în forma prezentată, ca să fim exact. Cine este pentru? Nimeni. Domnilor, vă rog, cine este pentru? Nimeni. Nu este nimeni pentru? Abrogare? Nu. Împotrivă? Deci să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 10 trebuie nominalizat. 11 am numărat eu. 12. 12 împotrivă. Abțineri? Abțineri? Deci doamna Mihaela Marian. Domnul Mulescu, domnul Trofin, domnul Dron, domnul Marian și doamna Marian. 5. S-a respins
Abrogarea hotărârii Consiliului Local 247 pe 2015. Deci proiectul de hotărâre numărul 8 a fost respins. Aș avea rugămintea la dumneavoastră să nu mergem la informări și să mergem la nota suplimentară de pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Da? Mulțumesc. Deci notă de propunere suplimentară 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu prin închiriere aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț, situat în Bulevardul 22 decembrie, bloc M15, parter, ONG-urilor constituite în baza ordonanței de guvern 26/2000. Comisia 2. Comisia 3. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. În unanimitate de voturi acest proiect a fost aprobat. 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Unanimitate de voturi și acest proiect a fost aprobat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor de parcurse de cele 3 microbuze școlare din dotarea unității administrativ-teritoriale oraș Târgu Neamț, precum și a cotei de carburant necesară pentru un an școlar. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. Nota suplimentară 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concelului de odihnă al viceprimarului oraș Târgu Neamț, domnul Traian Humulescu. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului colectiv de muncă pentru angajații cu contract individual de muncă din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Neamț pentru perioada 2016-2018, pardon. Comisia 1. Aviz favorabil în forma prezentată. Comisia 2. Comisia 3. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din orașul Târgu Neamț. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. În unanimitate și acest proiect a fost aprobat. Vom trece la punctul 2, adică la informare. Raportul de activitate a administrației publice locale orașului Târgu Neamț, am înțeles că a fost transmis către dumneavoastră. Dacă aveți discuții pe baza, pe marginea lui, vă rog să-mi spuneți. Dacă nu, mergem mai departe. Vă rog, vă să vă transmit din partea domnului. Vă rog. Deci, domnul primar m-a rugat să vă aduc la cunoștință. Domnia sa nu poate participa astăzi la ședință, fiindu-s la judecătoria Seata Neamț. Tribunalul Neamț. La Tribunalul Neamț. Câteva persoane de bine au contestat candidatura dumnealui și trebuie să dea acord cu subsemnat. Din câte am înțeles, raportul v-a fost prezentat tuturor domnilor consilieri și dorește să vă transmită sărbători liniștite și...